Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a susținut la sfârșitul săptămânii trecute o conferință de presă la sediul instituției, în cadrul căreia a prezentat rezultatul verificărilor efectuate după ce o fostă pacientă a susținut că în urmă cu un an și jumătate ar fi fost dusă vie la morga Spitalului Județean de Urgență din Deva. Președintele Laurențiu Nistor a declarat că din analiza comisiei care s-a constituit la finalul anului 2023, reiese că afirmațiile fostei paciente date publicității de liderii AUR Hunedoara nu se confirmă. În data de 27, când am aflat treaba asta, la ora 10 am convocat conducerea spitalului, direct managerul și directorul medical la mine. Pe loc am făcut o comisie de cercetare a cazului. Și în 3 zile mi-a adus raportul. Uitați, un dosar aici de vreo 40 și ceva de pagini cu tot ce s-a întâmplat în perioada de când această doamnă a fost internată în spital. Nu vă neg faptul, cum iasă și din raport, că de la secția de cardiologie a fost trimisă la terapie intensivă, a făcut și acolo tratamentul necesar. De la terapie intensivă a fost trimisă din nou la cardiologie, de unde a fost și externată. În toată această perioadă nu apare că dumneavoastră a fost dusă la morgă, n-a murit și ne rugăm Dumnezeu să trăiască, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și ca să fiu sigur și că n-a fost dusă la morgă, cum spunea dumneavoastră că a fost dusă la morgă, că aruncat morții pe stea, că n-a fost loc în frigidere, am luat o situație. Comisia mi-a scos o situație aici. Și este de precizat următorul lucru. Că în toată această perioadă pe care v-am citit-o, nu există o persoană decedată cu numele de Cursache, se numește, da? Cursache Susana. Și atunci se nasc niște întrebări clare și pertinente. De unde ești tu dacă ai murit? Sau dacă probabil era în moarte clinică sau ceva, că ai stat o zi și jumătate la morgă. De unde știi că au aruncat bărbați peste tine? De unde știi că frigiderele au fost pline dacă tu n-ai fost în frigidere? Sau o presupune că au fost pline, că de-aia nu au băgat-o și în frigidere. Și cea mai stupidă declarație pe care o smulge pe sandele ea, spune că peste 3 ore urma să-i facă autopsie. Șeful administrației județene a solicitat conducerii Spitalului Județean de Urgență din Deva să se îndrepte împotriva reprezentanților AUR și a fostei paciente pentru prejudiciul de imagine enorm adus unității medicale. Cer public, domnul manager, vorbea pe știință. Vă cer public, aici și în fața presei, rapid, vă asigurăm avocat, tot, plângere penală împotriva celor de la AUR care au făcut această mascaradă, fiindcă nu, sigur că ținta este să lovească în președintele Consiliului Județean. Nu mă interesează. Poate să lovească, nici nu mă interesează. Dar faptul în sine că au denigrat atât de mult activitatea Spitalului Județean și orice investiții putem noi face, putem spune că la cardiologie la Deva se motează acum stentul, putem spune că e un spital deosebit, putem spune că avem angiograf, putem spune că avem RMN. Lumea nu mai crede când știe că toate televiziunile naționale au transmis că s-a dus o femeie care nu era moartă, a fost asta. Pentru asta vă dau dispoziție, nu vă rog. Plângere penală împotriva celor doi de la AUR care au făcut acest video și plângere penală împotriva Doamnei. Trebuie să ne întâlnim și împotriva ei, că și ea are vinovăție, că a dat o declarație celor de la AUR, că a fost dusă la morgă. Dacă stătea în banca ei, n-avea nicio vinovăție. Da? Nici ei nu puteau să dea mai departe dacă n-avea o declarație. Deci sunt legați umbilical unii de alții. Domnilor de la AUR, minciuna vă caracterizează, cu minciuna muriți. Cu minciuna muriți. Veniți cu lucruri clare, palpabile, care se pot demonstra. Fiindcă pentru tot ce ați făcut, sunt convins că justiția din județul Hunedoara își va face datoria, va cerceta și va cei vinovați să plătească. Medicul Constantin Blaj a fost schimbat din funcția de șef al secției de cardiologie pentru gestionarea greșită a situației din punct de vedere administrativ. Cu siguranță că asta este și schimbat în funcție, pentru că administrativ
nu a făcut ceea ce trebuia ca șef de secție. Însă, medical, este un om profesionist, este un medic deosebit. Asta spun. Calitatea lui profesională nu se șterge cu o greșeală sau cu o greșeală administrativă pe care este evident că a făcut. Sub coordonarea doctorului Constantin Blaj, cardiologia intervențională de la DEVA a înregistrat progrese importante în 2023, fiind realizate în premieră proceduri medicale, inclusiv montare de stenturi pentru 55 de pacienți. Însă, un eveniment de acest gen afectează grav imaginea Spitalului Județean de Urgență DEVA.